cazul în care sunteți nemulțumiți de culoarea dinților dumneavoastră sau vă doriți un zâmbet strălucitor, există numeroase metode prin care să obțineți nuanța dorită. Însă cea mai solicitată este procedura de albire cu gel a dinților. Procedura în sine se face în 4 ședințe. În prima ședință, de regulă, sunt pacienți care se înălbesc cu două nuanțe, o nuanță. Procedura se repetă la 3-4 zile. După care se face o terapie de remineralizare pentru a reduce sensibilitatea. Pentru că după prima procedură, la 70-80% din pacienți apare o sensibilitate care după 24-48 de ore dispare. Această procedură este recomandată persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 65 de ani. Copiii și vârstnicii trebuie să evite utilizarea soluțiilor de albire, la fel și cei cu dinți sau gingii sensibile. Contraindicații către albire dentară sunt foarte minime. Sunt contraindicații doar mamele care alăptează și gravidele. Pe toată perioada tratamentului este foarte important ca pacientul să respecte cu strictețe indicațiile medicului. Altfel, nu va obține efectul pe care și l-a dorit. Absolut categoric interzis consumul de cafea, ceai negru, boș roșu, speclă roșie, toate substanțele colorate, cola, acizi, toate băuturile acide, gazate. De asemenea, pentru un rezultat adecvat, fumatul este interzis pe întreaga perioadă a tratamentului. Albirea în scop cosmetic nu este dăunătoare pentru dinți, în măsura în care nu se face exces.